Salutare, prieteni, sunteți pe Napoca Live. Eu sunt Lucian Danciu și vă invit la o discuție de circa o jumătate de oră. Mă rog, am mai ciupit noi din ea. Cu primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit. Ați ciupit voi, nu eu, că voi eu. Stați acolo până găsiți cum să băgați în criză. Aici, Sascu. Da. Da, ce așa faceți, domnul viața primar? Viața grea. La muncă, vă ținem noi în birou, că altfel ați fi unde? La șaibă. Spuneți ce aveți de spus repede, că noi nu avem timp de poveste. La subiect, dacă aveți ceva de întrebat, noi dacă mă discutăm. Am o grămadă de întrebat. Noi să-i dăm drumul atunci. Așa. Cum stăm cu lucrările alea bengoase, sau mai ales cu cele care ar cam trebui la finele acestui an să se termine? Gen... Ok, care ziceți voi? Gen podul porțelan. La ora asta avem toate argumentele să considerăm că până în 31 decembrie va fi gata. Nu sunt întârzieri în raport cu data de 31 decembrie, dar monitorizăm în fiecare săptămână evoluția proiectului, astfel încât sfârșitul acestui an să aducă finalizarea lui și decongestionarea traficului de acolo, crearea încă unui pod alternativ pentru pietoni, unui pod pentru mașini și să se încheie epopeia. Deci, pozitiv răspunsul la ora asta, dar mi-a totdeauna marja de siguranță că vă dau informații din săptămână în săptămână, din lună în lună. La ora asta, suntem în grafic de 31 decembrie. Da, să zicem parcul, să fiu rău până la capăt, parcul granitizat din spatele teatrului. Așteptați să vedeți cum va arăta și atunci vom discuta în forma finală. Păi, sigur că da. De-aia zic acum că s-ar putea să arate bine și să nu mai pot zice. Păi, eu v-am invitat ca să invitați cei care au proiectat parcul sau cei din Comisia de Urbanism care au avizat sau cei de la monumente care vizează, ca să vă dea puncte de vedere avizate, ca să vedeți că ce se face în Cluj, ca întotdeauna prin toate părțile se face pe baza proiectelor vizate și aprobate de către specialiști. Ei decid forma finală și, repet, până acum n-au dat greș cu proiectele Clujului pe care le-au făcut, fie prin concurs de soluții, fie prin alte proceduri de licitație. Bănuiesc că pe monitor l-ați văzut. Arată bine, chiar îs curios, sincer. Da, e un proiect care ține cont de specificul locului, creând inclusiv o mini-piațetă pentru Teatrul Național, se poate desfășura activități în spatele teatrului, în aer liber, un loc de întrunire, se plantează dublu copaș față de ce există. Din punctul meu de vedere, toalete ecologice, stație încărcare pentru mașini electrice, loc de joacă, e un loc public de calitate. Repet, așa l-am văzut și eu ca și ceilalți când l-am aprobat în comisiile de specialitate și în Consiliul Local. N-am auzit pe nimeni atunci să vină să spună, bai, nu e bine. Bun, libertatea noastră de exprimare este garantată și totală și trebuie să o apreciem. Pentru că ea e cea care păzește bostănăria. Libertatea de exprimare este până la urmă esența unei democrații și a unei societăți libere. Pentru că drumul spre dictatură începe cu pumnul în gură. Când ai pus pumnul în gură, cuiva nu poate vorbi să nu se poată exprima, de acolo începe drumul spre autoritarism. De aceea, din punctul ăsta de vedere, întotdeauna în mine veți găsi un adept al susținerii punctelor de vedere alternative, chiar dacă nu sunt de acord cu ele, dar să nu înseamnă că trebuie să le accept, pot și trebuie să fie exprimate. Să fac parte din logica unei societăți democratice. Uitați ce se întâmplă mai la est de noi, cum orice poziție alternativă se termină cu limitele în închisoare pe 10 ani. Nu vrem să ajungem. Am plecat de acolo și drumul acela să fie definitiv închis. Chiar vă îngrijorează faptul că ultimele acțiuni ale domnului Putin? Mi-e greu să spun domn, dar mă rog, pot să spun. Al lui Putin. E un om care nu înțelege secolul în care trăiește și vremurile pe care cu toții le dorim să fie de altă natură decât cele specifice ere imperiale sau specifice perioadelor de război mondial. Rusia prin Putin, în esență, pentru că eu nu vreau să condamn întreaga Rusie, pentru că acolo sunt și oameni raționali și oameni care înțeleg vremurile în care trăim, ales generația tânără care este desprinsă de mentalitatea imperială, nu înțelege că Europa de peste 70 de ani a ales calea colaborării și a ales calea respectării națiunilor care sunt în Europa. Nu drumul trecerii cu tancul și cu șenirele pentru a-ți crea imperiul pe care îl dorești tu. Săptămâna trecută am fost la Praga și acolo l-am întâlnit pe
primarul Kievului, Vitali Klitschko, care, așa într-un moment emoționant, ne-a spus, nu vă dați seama în lumea asta ce avantaje și ce beneficii aveți voi aici în Europa. Doar să vă dau un exemplu. Eu zice de 7 luni de zile, pentru prima dată sunt într-un loc unde nu mă simt țintă vie și să-mi cadă o rachetă în cap sau un glonț să mă urmărească. Pentru prima dată simt acest moment de relaxare după șapte luni de zile, pentru că de 7 luni în mișcare sunt o asemenea țintă. Și atunci, pe bună dreptate, spui întrebarea, cu ce drept Rusia să ia dreptul de altă națiune de a exista? Și el ne-a spus, simplu, Rusia nu dorește să ia pe Ucraina, Rusia dorește să ia teritoriile. Ori aceste mentalități de atinge de granițe s-au închis în Europa acum 70 de ani, pentru că au fost timp de 2000 de ani sus la toate războaiele posibile, chestiunile teritoriale. Acum granițele se spiritualizează, vorba lui Titulescu, în care oamenii trăiesc într-un spațiu, indiferent că aparține de un stat sau altul, într-un spațiu al colaborării, un spațiu al unor valori pe care le împărtășim în comun. Și atunci Rusia, pe bună dreptate, de ce nu vrea și ea să vină la masa istoriei cu masa celorlalți europeni? Să împărtășească valorile de colaborare, valorile de deschidere. La un moment dat, în anii 90, a fost chiar invitată să facă parte din NATO, să vină să facă parte din acea structură de securitate globală. Adică cum să vrei în continuare să iei cu japca teritorii, așa cum au fost 2000 de ani istoria înainte? Bun, deci nu privesc cu optimism declarațiile acelea, dar în același timp sunt ferm hotărât și încrezător că lumea liberă, democratică va avea de Kosovul lui Putin, astfel încât acest război să fie câștigat de Ucraina pentru a preveni un alt război viitor. Pentru că dacă acest război nu este câștigat de Ucraina, cu siguranță vor mai urma și altele, așa cum Crimea au mai urmat și Ucraina. De aceea, acest război trebuie în mod imperativ câștigat de către Ucraina pentru a preveni alte conflicte viitoare și a ne asigura pacea pe continent. Da. În ultimele zile m-au întrebat destul de mulți oameni, cel puțin aici din zona unde suntem noi și pe unde circul, ce se întâmplă sau cum va fi în final strada Mamaia. E așa cum e prevăzută în proiect. Acum noi am deschis circulația cu dublu sens, ca să se poată pe strada cealaltă, cum îi zice, pe Dragalina, da, ca să se poată circula până când această stradă intră într-o fază de modernizare, unde va fi un culoar și pietonal mai extins, va fi un alt tip de mobilitate. A ajuns lucrarea și la strada Mamaia, această lucrare trebuie să fie gata cu toate marurile Someșului anul viitor, în iunie, dacă nu greșesc. Și atunci, evident, că e bine rândul și la această stradă. Acolo era un rând de parcări. Am înțeles din ce s-a scris pe rețelele de socializare că în proiectul final, în faza finală, ele vor dispărea. O parte dintre ele vor dispărea, într-adevăr, și se vor crea spații pentru pietoni. Spații publice, astfel încât pietonii să aibă prioritate în oraș și nu mașinile. Asta este o realitate, nu a pus-o prima dată. De-aia desfințăm și garaje, de aceea a făcut și în alte zone ale orașului, luând de la mașini și dând la pietoni. Este o politică pe care le-am asumat-o. Așa, treptat, în locurile unde am putut și unde se poate, după maniera aceasta europeană, de a aduce calitatea vieții mai bună pentru cetățeni. Pentru că invers, oricât ai demolat și oricât ai lărgit, nu-ți va ajunge pentru mașini. Vrei să mărești de la 4 benzi la 1 benzi, o stradă, cu siguranță, într-o lună de zile vor fi pline de mașini 1 benzi. Deci acolo nu există limită. Invers, trebuie să fie o politică rațională de a modela structuri urbane unde să poți să mărești calitatea vieții pentru oameni, nu să aglomerezi cu mașini. Asta este direcția pe care a ales Europa, asta e direcția unde care s-a arătat că aduce sănătate oamenilor, pentru că diminuează poluarea, chiar dacă la nivel de principiu e greu de acceptat, dar viața ne-a arătat că este singura soluție care e benefică pentru majoritatea, pentru toată populația, pentru majoritatea, că sănătatea ne vizează pe toți. Da, și tot la capitolul parcări, pentru că tocmai ce a fost ziua recoltei, am văzut că ați participat activ
acolo, mă rog, la cei care au invocat prețurile mai mari, nu contest așa or fi, dar și costurile producătorului român, fie din zonă, fie din zone mai îndepărtate, au crescut. În schimb, una din sesizările cel mai des care mi-au venit au fost legate de lipsa unei parcări în apropiere și atunci a fost nevoie cei care au vrut să se aprovizioneze pentru iarnă să ducă marfa distanțe mai lungi, ceea ce am văzut în niște poze că ați făcut și dumneavoastră. Păi la stadion și la polivalente sunt 700 de locuri de parcare. Sunt multe puține, ce să zic, nu știu. Deci nu lipsa locuri, distanța de la... Piața a fost lângă stadion, la 50 de metri. Bun. Nu a fost închisă, nu știu, nu mi-am... Și vă mai spun, nu a fost închisă. Vă mai spun ce mi-au zis oamenii. Asta e o chestie care mă face să cred că a avut succes. De ce n-a durat mai mult? Ca perioadă. Păi nu poate fi decât pe perioada weekend, că nu putem închide tot Clujul ca să facem sărbătorile recolte o lună. Piețele volante au loc în fiecare sâmbătă, știți bine, se organizează, după care, așa cum am avut în fiecare an, un weekend de săptămâna recolte, unde vine toată lumea, face aprovizionările și în restul piețele volante de la sesiunea fiecarei săptămâni. Deci e un lucru pe care îl avem constant, adică nu e o dată pe an. Eu cred că e o reușită și piața volantă organizată în fiecare sâmbătă și această sărbătoare a recoltei, pentru că avem niște oameni minunați, producători, care își dau utilizare. Așa e, și care trebuie ajutați. Dar trebuie ajutați și de aceea au făcut toate eforturile posibile ca să-i sprijinim și să poată organiza piețe volante în toate cartele orașe, începând cu zona, stadionului, dar și în celelalte cartele și o face în continuare, pentru că e șansa noastră de a oferi și clujenilor produse bune de calitate și producătorilor să aibă unde să-și desfacă produsele, pentru că până la urmă pe ăștia trebuie să-i sprijin, că tot timpul sunt alături de tine. Mă refer aici la producătorii locali, iar pentru noi, repet, a fost, este și va fi o prioritate sprijinirea lor. Domnul Călian spune așa, vineri 16 septembrie, zi scurtă, ora 14:45, stația de la Podul Enzești, de oameni așteptau autobuzul. Solicită prin asta creșterea numărului de curse. Eu am văzut că a și anunțat compania de transport public multiplicarea numărului de autobuze pe traseele aglomerate ale orașului. Mesajul acesta cu siguranță va ajunge și la conducerea CTP-ului, pentru că urmăresc dezbaterea. Bun. Și tot aici, să-și ia măsurile în consecință. La capitolul CTP, dacă tot se află cu pixul în mână, sigur, am mai discutat... Cu computerul acum, cred. Nu, da. Mai multe solicitări sunt din zone unde încă nu s-au introdus autobuzele școlare. Sigur, probabil sunt și niște calcule statistice acolo, câți copii, în ce direcții merg, mă gândesc eu. Avem 14 trasee, de la 4 am ajuns la 14. Înseamnă că ideea a fost de succes până la urmă. Sigur, de succes și luăm în considerare orice recomandare care doar să fie susținută după aceea de număr de copii și de școlile unde merg, ca să vedem cum putem face acest lucru și cum ne putem permite. Dar întotdeauna am fost și vom fi deschiși, pentru că este un proiect de succes care scoate cel puțin 500 de mașini de prin Cluj dimineața. Și este important ca acele mașini să le scoatem din trafic la orele de maximă aglomerație. Unde era propunerea, unde era solicitarea, ca să notăm, să vedem. Prin unele zone care autobuze pentru copii care merg la școală, gen Dâmbu Rotund, Iris, de acolo... Și din Iris avem autobuz, plus acum că modernizăm școala Iorga, gândiți-vă că la școala Iorga mai facem încă o școală, un corp nou de clădire, adică dublăm capacitatea practică a școlii Iorga. Școala va avea doctori de ultimă generație, după aceea grădinița Floare de Iris va fi gata acum până în 15 octombrie, cu toate detaliile, iarăși o revistă, detalii europeană. Am câștigat licitația, sau am adjudecat licitația pentru piața Libnic și străzile adiacente și urmează să semneze zilele astea contractul. Deci sunt trei proiecte mari, Miris,
dacă mai vorbesc de proiectul de creșă pe care l-avem iarăși în pregătire, pentru că am obținut terenul și construim și o creșă. Deci în toate cartierele orașului, și am vorbit de Iris, pentru că e o zonă pe care unii o consideră defavorizată, eu nu o consider defavorizată, o consideră o zonă extrem de frumoasă a Clujului și cu multe beneficii și avantaje. Și le veți vedea că va fi o zonă... Dacă va fi modernizată și începând de la parcul feroviarilor și... Da, parcul feroviarilor anul viitor va fi gata. V-am spus, școala Iorga va fi gata anul viitor, înainte de luna iunie. Grădinița va fi gata în octombrie. Creșa, începem construcția ei acum. Modernizarea pieții Limnic și a 17 adiacente, resemnăm contractul. Apropo tot de ce am mai făcut mai nou și am mai adjudecat licitații, trei lucruri am făcut. Deci piața Limnic am reușit să adjudecăm licitația, să semnăm, și să fie în proces de semnare. Parcul 14 iulie va fi semnat în săptămâna sau începutul săptămânii viitoare. Și de asemenea proiectul din LOM, Science Campus, în partener cu Universitatea Babeș-Bolyai, iar s-a judecat licitația și vom semna contractul la începutul săptămânii viitoare, unde acolo se va face atât pentru BB un puternic centru de cercetare și inovare pe InfoBio Nano for Health, iar noi un Science Museum, pentru ce înseamnă partea de dezvoltare a științei în oraș și de susținere a educației școlare, într-un proiect european de mare, de mare anvergură. Deci trei lucruri le-am adjudecat. Avem în licitație și sunt în fază de contestație asta cu canalul Mori și să sperăm că va fi gata cât mai repede. Mai avem adjudecată și să vedem dacă se susține sau nu vreo contestație la proiectul de culoar velo și pietonal pe malurile Someșului de la Gileu la Pahida, primul tronson din lucrarea aceasta de culoarul verde albastru pe malul Someșului, o lucrare care va fi iarăși de mare calitate pentru clujeni. Și evident, continuăm cu pregătirea altor proiecte, în paralel cu implementarea celor existente. Am vorbit de parcul feroviarilor, pregătim finalizarea proiectării la parcul din Zorilor, pregătim expropierile pentru Cetățuie, lucrăm la parcul de la Expo Transilvania, am lansat licitația pentru bazinul din Borhanci, acum se scoate la licitație școala și liceul din Borhanci. Am trimis la minister și am obținut aprobarea pentru o creșă de cea mai mare dimensiune din oraș, tot în Borhanci, să se facă acolo. Deci, practic, în fiecare zi împingem tot felul de proiecte. Acolo cu Borhanci n-a stricat dacă s-ar mișca lucrurile mai repede, pentru că știți și dumneavoastră, sunt o grămadă care au terenuri acolo și vrea să-și facă case. Mă rog, pentru ei unii sau pentru alții. Alte situații. Știți bine. Da, spuneți că după ce știți povestea mea. Știu. În orașul ăsta trebuie să-și asume de a fi și băiatul ăla mai riguros și de a spune nu până când nu avem infrastructură. Eu pot, repede, să mă prefac că nu văd și să zic, da, Dumnezeule, sunteți privat, nu vă o să construiți, faceți ce vreți. După care să ajungem la un ambuteaj, la o situație de nedescris, la un ghetou, din care după aceea să nu mai poți colecta 100 de ani. Am spus punct, stop. Stop, la toată lumea, în manieră egală, fără privilegii, da, tot cu aceeași unitate de măsură, până facem infrastructura, oameni buni. Da, să facem infrastructura, că infrastructura este pentru Cluj, pentru cei care vor locui acolo. Unii, bineînțeles, pot construi, bagă banii buzunar și au plecat, dar cei care vor locui unde să meargă după aceea? La școală, la creșă, la grădiniță, la parc, la centru de cartier. Și atunci facem aceste lucruri acum, inclusiv... partea care e prinsă din centura metropolitană, care decongestionează, inclusiv sub aspectul traficului, atunci putem continua construirea. Ne-am asumat, repet, acea decizie populară, dar unitară pentru toată lumea și în servirea interesului public, în servirea interesului tuturor clujenilor. Și vedeți că avem până în 2026 proiecte acolo care pur și simplu... Da, doar că cei care vor să construiască, știți dumneavoastră cum este cu răbdarea. Nu prea este răbdare în multe domenii. Dragii mei, trebuie întâi să pui căruța și cai în ordinea firească. Nu pui căruța înaintea cailor. Asta am învățat-o fiecare de acasă, da? Nu se pune căruța înaintea cailor. Până prima dată facem infrastructura și după aceea continuăm lucrările. Întrebare de la domnul Trif. Liceu cu program sportiv când va fi? Intră în modernizare. E prin proiectul de pregătire pentru 2021-2027 din fonduri europene. Se lucrează la el, așteptând deschiderea doar a liniei de finanțare, pentru că e prins la noi în pregătire. Acest liceu, ca de altfel și în Caiu, este prins și școala Traian Drăjan, este prinsă în proiectul respectiv și liceul Bălcescu și liceul Blaga sunt prinse
liceul acesta cu program sportiv, colegiul de servicii Napoca și străzile adiacente, toate astea sunt prinse în programul nostru pentru 2021-2027, unde așteptăm deschiderea, repet, a finanțărilor. Da, și tot în la capitolul ce aminteați mai înainte cu mobilitatea urbană, va fi un marș al bicicliștilor clujeni, sigur, dedicat Săptămânii Europene a Mobilității și Ziua Europei Fără Mașini. Hei, ce facem? Ne apucăm să vindem toți europenii mașini? Acum exagerez, știu. Exagerarea face parte din logica unui discurs public. Tendința este aceasta, să facem fiecare dintre noi o analiză și să vedem în ce moment al zilei sau în ce moment al săptămânii sau al lunii măcar am putea să renunțăm la mașină și să folosim ceva alternativ. Asta e ideea, să gândim un pic, să ne gândim fiecare dintre noi. Eu, de exemplu, uite, pot să vin cu mașina dimineața, că doar de când mă grăbesc și chiar sunt suprapresat, mă rezvin pe jos. La seara, când plec mai 8-9-10, plec cu autobuzul de la piața Operei, da? Și mă duc acasă. Am renunțat la o mașină, da? Fiecare să se gândească ce poate face, de la plecarea lui la serviciu, de la plecarea lui la cumpărături, de la plecarea lui într-o vizită, să vadă. Și de aici noi încercăm să încurajăm alternativa la mașină. Bineînțeles, transportul în comun. Și suntem pe locul 1 în România la transportul în comun, atât se poate România și cât suntem noi, din perspectiva calității transportului public, a dotării de calitate, a numărului de autobuze, a liniilor existente, încercăm cât timp cu putință pe pământul ăsta. Cam nimeni nu-i perfect, că nu, perfecțiunea nu este aici pe pământ. Nici raiul nu-i promite pe pământ, că iadul începe cu aia care promit raiul pe pământ. Aia, să știți că nu există partea asta cu raiul pe pământ. Raiul e acolo unde este el văzut în Biblie. Dar pe pământ cei care vă promit raiul, să știți că aia va duc primii iadul. Că așa s-a demonstrat și în istorie, că așa au promis și Stalin și ceilalți. Ne-aduc raiul pe pământ și ne-au dus 50 de milioane de decese și de victime. În condițiile astea, da, foarte bine că se încurajează mersul pe bicicletă sau alte mijloace de transport alternative. Aceasta. Să vă descărcați în această aplicație asta, hashtag 15 minute 8, unde suntem într-o rețea europeană cu orașe din programul european 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic, unde Cluj are onoarea de a face parte în primele 100 de orașe din Uniunea Europeană din această competiție, unde ne adăugăm fiecare pașii pe care îi facem pe zi, cu recomandarea ca minim 10.000 de pași să facem fiecare. Și noi ne gândim să preluăm această aplicație și să o transformăm și la nivel local, într-o competiție, ca să plantăm mai mulți copaci. Deci, dacă facem mișcare, plantăm copaci de un anumit număr de pași, se pot planta un anumit număr de copaci în zonele pe care... Dar pentru partea cu biciclete, cum stăm în viitor ca proiecte? Că în momentul când ar fi piste care să, așa cum spuneați, Jilău, Apahida, măcar, nu știu, Grigorescu sau Mănăștur, Cug, platforma Cug. Toate lucrurile s-au modernizat, s-au făcut cu piste de biciclete. Așa e că și Dumnezeu a făcut lumea asta în 7 zile, a făcut-o peste noapte. Așa de la Decebal și Traian până acum nu l-au gândit 2000 de ani nimeni cu piste de biciclete. Are așa îngust între dealuri, făcut pentru alte gândiri. Noi acum îl regândim, îl restructurăm complet pentru viziunea secolului în care trăim. Și uitați-vă, din centru până la gară poți să mergi pe biciclete, până în Mărăș poți să mergi pe biciclete. Am creat deja acolo unde am putut culoare din acestea de biciclete și evident, vedeți, malul Someșului, un proiect major de la Gilău până la Jucul Bălcita, practic, să ne ducem. Începe cu trensionul ăsta, Gilău, Apahida, pe malul Someșului, a creat un culoar excepțional de mobilitate alternativă la mașină. Și evident, și unde modernizăm, acum când vom extinde partea care ține de moților prin și supralărgirea la fabrica de bere, vom crea o bandă dedicată pentru transportul comun și pentru biciclete, care iarăși va fi o axă vitală, zero a orașului, să se ducă mai departe de ce avem acum de la primărie până în Mărăș. Acum se poate, din la primărie până în Mărăș, se poți duce pe bandă dedicată, poți să circul pe biciclete, pe lângă pistele de biciclete existente. Nu spune nimeni, omenește, foarte bine omenește, că s-a făcut întrebările omenește, care sunt dacă va continua acest proces de... E categoric acesta continuă, pentru că este alternativa la mașină care e filozofie de ansamblu. Încet, dar sigur, direcția asta se continuă și iarăși, din nou, tot ce omenește posibil se face și pe măsură ce lucrurile se modernizează,
acestea își urmează în cursul firesc. Da, și suntem pe final. Modernizare Parcul Est, citesc. În ce constă? Da, e în faza avansată. Și bine că s-a câștigat concursul de soluții, se așteaptă finalizarea proiectului. Noi vom finaliza expropiere undeva până luna ianuarie-februarie de la teren și așteptăm deschiderea acordului de finanțare pentru implementarea lui. 46 de hectare, este cea mai mare parc, de cea mai mare dimensiune din România, practic, care respectă și biodiversitatea și ceea ce există acolo natural și care se conservă, dar și se creează o arie de relaxare, divertisment și petrecerea timpului liber, o oază de sănătate, de plinse plămâni verzi ai orașului, care vor întări calitatea vieții din oraș, în ansamblu, nu numai din zona Gheorghe. Deci e un proiect, e un plan firesc de extindere și modernizare. Da, și le răspund eu celor care au insistat în privința stadionului sau acestor discuții din ultimele zile cu cine joacă pe stadionul din parc și cine joacă pe stadionul din Gruia și invers. Le spun că nu v-am pus dumneavoastră, nu v-am adresat aceste întrebări pentru că stadionul este în administrația Consiliului Județean, așa că putem discuta pe această temă când noi avem emisiune, probabil, cel mai probabil săptămâna viitoare cu domnul Alin Tișe. Dacă decizia clubului, da. Am văzut că decizia clubului a fost de a retrage solicitarea și aia este o decizie înțeleaptă. Pentru că e o temă sensibilă și trebuie discutată, analizată. E o temă care nu trebuie să dezvine comunitatea, ci trebuie să unească. Pentru asta avem nevoie de calm, de echilibru și de analiză. Așa încât decizia clubului de a retrage solicitarea mi se pare foarte bună în acest moment și de a lăsa viitorul deschis să discutăm, să avem analize, să trecem niște teste, să evoluăm ca și comunitate, acum cu două echipe în Liga Națională, suntem într-o altă logică acum firească și avem viață înainte de văzut. E bine că aceste lucruri să se facă echilibrat și nu cu heirupuri. De acest lucru eu sunt și pe cât posibil, pentru a nu fi nevoie să stingi un potențial scandal, este bine să ai grijă să nu fie generat, cred eu. Deci trebuie să existe dialog între cluburi, dialogul între galerii, dialogul în comunitate, deci lucrurile trebuie pregătite într-adevăr. De aceea eu, repet, am apreciat decizia CFR-ului de a-și retrage solicitarea și fiecare să ne susținem cu cele mai bune mijloace de fair play echipele noastre. Repet, va fi testul ăsta în octombrie între BUS și CFR, un meci care trebuie să fie o sărbătoare a Clujului. Așa trebuie să fie privit, în care fiecare suport, e suporter al lui, ăsta suporter al lui CFR, dar toți suntem clujeni, să ne susținem cu fair play și nu cu ură, nu cu dezbinare, nu cu de violență care nu ne define. Trebuie să fie un test al capacității noastre și am încredere că cele două galerii, dincolo de susținerea istorică pe care fiecare o avem pentru cluburile noastre, se găsească în viitorul comun că toți suntem clujeni și în fața lumii toți ne prezentăm ca și clujeni. Și va fi un important test de a arăta, iată, se poate ca două echipe mari ale României, o echipă de tradiție cum este Universitatea Cluj și revenită pe scena fotbalistică, o echipă campioană a României cu importante succese europene, iată, pot să joace un meci de forță cu fair play și cu să-ți facă plăcere să te duci cu familia, cu copiii la stadion, pentru că trebuie să readucem clujenii la stadion în număr mare. Ei nu vor veni dacă vor vedea că acolo este doar o competiție, știu eu, între galerii care nu au cele mai bune atitudini. Sportul trebuie să fie și un mijloc educativ, trebuie să fie un mijloc doar care să facă plăcerea, dar trebuie să lucrăm fiecare dintre noi la asta. Trebuie să lucrăm. Sigur. Și trebuie să acceptăm că astăzi în Europa și în lume, în toate aceste grupări de susținători numite galerii, există niște extreme care cei de acolo au puterea sau trebuie să aibă puterea să le atenueze eventualele reacții nepotrivite. Trebuie să fim și atenți, nu punem o anatemă și o stampilă pe o galerie atât de superbă cum este cea a Cluj. Pot să fie, că la și în orice societate. Dacă aruncă unul cu o piatră din galerie, nu e o galerie, indiferent care e aia, Dinamo, Cluj, Petrolul. Să pui o stampilă pe toată galeria, pentru că, repet, este admirabil să vezi o galerie care cântă 90 de minute și susține echipa într-un mod absolut exemplar, cu fair play, cu atmosferă din aceasta europeană, cu o mare plăcere să vezi un duel al galeriilor.
Evident că acolo unde există oameni care nu corespund exigențelor de sport pe stadion, acolo trebuie avut atenție, dar nu trebuie pusă ștampila pe orice galerie, sau cum este Galeria Universității, să pui o ștampilă, sau pe Galeria CF să pui o ștampilă de o natură sau altă. Nu. Trebuie să vedem elemente individuale dacă este cazul, dar să păstrăm partea plină, mare a paharului pe care o reprezintă aceste galerii minunate și care sper că vor da dovada măreției cluburilor pe care le reprezintă și a clujului actual în care trăim. Da, iar noi aici vom promova acest echilibru Numai acest lucru se poate face. Nu unii împotriva altora. Pentru că acest de final, mâine seară, Finlanda-România, riscați un pronostic? Nu riscăm, am primit de atâtea ori încât nu mai riscăm. Doamne, hai România, atâta pot să spun cu mare drag. Ăla e cel mai ușor pronostic. Cel mai sănătos. Hai România, asta e cea mai frumoasă și la bine și la greu. Asta exact. Hai România, vă mulțumesc tare mult pentru prezență săptămână bună. Numai bine. Așa, cam asta a fost emisiunea de astăzi, dragi prieteni. Eu sunt Lucian Danciu. Zi frumoasă să aveți! Talk Show Direct cu Lucian Danciu.